Judecătorul Ehud, judecător 3, de la versetul 12 la 30. Copiii lui Israel au făcut iarăși ce nu plăcea Domnului. Și Domnul a întărit pe Eglon, împăratul Moabului, împotriva lui Israel, pentru că făcuseră ce nu plăcea Domnului. Eglon a strâns la el pe fiul lui Amon și pe Amaleciți și a pornit. A bătut pe Israel și a luat cetatea Fenicilor. Și copiii lui Israel au fost supuși 18 ani lui Eglon, împăratul Moabului. Copiii lui Israel au strigat către Domnul și Domnul a ridicat un izbăvitor, pe Ehud, fiul lui Gera, beniamitul, care nu se sluja de mâna dreaptă. Copiii lui Israel au trimis prin el un dar lui Eglon, împăratul Moabului. Ehud și-a făcut o sabie cu două tăișuri, lungă de un cot, și-a încins-o pe sub haine în partea dreaptă. A dat darul lui Eglon, împăratul Moabului. Eglon era un om foarte gras. Când a isprăvit de dat darul, a dat drumul oamenilor care l-aduseseră. El însuși s-a întors de la pietrările de lângă Gilgal și a zis: Împărate, am să spun ceva în taină. Împăratul a zis: Tăcere! Și toți cei ce erau lângă el au ieșit afară. Ehud a început vorba cu el pe când stătea singur în odaia lui de vară și a zis: Am un cuvânt din partea lui Dumnezeu pentru tine. Eglon s-a sculat de pe scaun. Atunci Ehud a întins mâna stângă, a scos sabia din partea dreaptă și a împlântat-o în pântece. Chiar și mânerul a intrat după fier și grăsimea s-a strâns în jurul fierului, căci n-a putut scoate sabia din pântece, ci a lăsat-o în trup, așa cum o înfipsese. Ehud a ieșit prin tindă, a închis ușile de la odaia de sus după el și a tras zăvorul. După ce a ieșit el, au venit slujitorii împăratului și s-au uitat. Și iată că ușile odăii de sus erau închise cu zăvorul. Ei au zis: Fără îndoială și acopere picioarele în odaia de vară. Au așteptat multă vreme și fiindcă el nu deschidea ușile odăii de sus, au luat cheia și au descuiat. Și iată că stăpânul lor era mort, întins pe pământ. Până să se dumirească ei, Ehud a luat-o la fugă, a trecut de pietrării și a scăpat în Seira. Cum a ajuns? A sunat din trâmbiță în muntele lui Efraim. Copiii lui Israel s-au pogorât cu el din munte și s-au pus în fruntea lor. El i-a zis: Veniți după mine, căci Domnul a dat în mâinile voastre pe vrăjmașii voștri moabiți. Ei s-au pogorât după el, au pus stăpânire pe vadurile Iordanului în fața Moabului și n-au lăsat pe nimeni să treacă. Au ucis atunci aproape 10.000 de oameni din Moab, toți voinici și viteji, și n-a scăpat unul. În ziua aceea, Moabul a fost smerit sub mâna lui Israel și țara a avut odihnă 80 de ani. Dintr-un început, mi se spune, copiii lui Israel au făcut iarăși ce nu plăcea Domnului. Acest iarăși ne trimite să ne uităm în contextul narațiunii. De ce iarăși? În capitolele 1 și 2 din Judecători ni se descrie generic toată problema poporului din acea perioadă. Ascultarea parțială a poporului, compromisul cu lumea și sindromul generației a doua. Iarăși au făcut ce nu plăcea Domnului. Se repete ciclul păcat, pedeapsă, izbăvire, din nou cădere în păcat și așa mai departe. Poporul se afla într-un declin spiritual. Pervertire morală, fiecare făcea ce îi plăcea, degradare socială, căsătorie cu fetele neamurilor date spre nimicire și destrăbălare spirituală. Iahve fusese înlocuit cu Baal și Astarteia. Și din pricina faptului că poporul iarăși a făcut ce nu plăcea Domnului, Domnul, spune textul nostru, a întărit pe Eglon, împăratul Moabului, împotriva lui Israel, pentru că făcuseră ce nu plăcea Domnului. Și copiii lui Israel au fost supuși 18 ani lui Eglon, împăratul Moabului. Din aceste versete, imediat putem extrage un adevăr. Nu neglija faptul că suferința poate fi urmarea păcatului. Tendința noastră este să fim selectivi și indulgenți, concesivi cu noi înșine în ce privește cauzele suferinței ce o experimentăm.
Sigur, suferința este una din modalitățile lui Dumnezeu de a ne forma, de a ne învăța, de a ne cizela. Iacov, în Noul Testament, în Epistola lui, capitolul 1, o spune foarte clar. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Sigur, suferința ne poate mări încrederea în Dumnezeu pentru cine este El și nu pentru ceea ce face. Gândiți-vă la Iov, gândiți-vă la Pavel, Pavel și țepușul lui. Și ca să nu mă umflu de mândrie, spune el, din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al satanei, ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf. Sigur, suferința are și rolul de a ne mări încrederea în Dumnezeu pentru cine este El și nu pentru ceea ce face pentru noi. Dar, de departe, ca și pondere în Scripturi, suferința este prezentată cel mai des ca fiind un rezultat al păcatului nostru. Suferința este consecința păcatului și a judecății lui Dumnezeu asupra păcătosului. Nenumărate exemple din istoria biblică susțin o astfel de afirmație. Apoi Pavel în 1 Corinteni 11 spune mai departe: dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Sau autorul Epistolei către Evrei, capitolul 12, ne spune: căci Domnul pedepsește pe cine iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Așa că, ca și o aplicație pentru noi astăzi, ar fi câteva întrebări pe care am putea să ne le punem când trecem printr-un soi de suferință. Odată, sunt cernut de Dumnezeu din pricina vreunui păcat? Sau, oare Satan este cel ce mă hărțuiește din pricina că am luat decizia să-L urmez pe Hristos? Sunt cumva pus la încercare în mod expres pentru testarea credinței? Sau, oare sunt pregătit pentru o slujbă specială pentru cei care trec prin suferință, ca să-i pot mângâia? Sau, este cumva suferința prin care trec rezultatul firesc al unor consecințe de care nu sunt direct responsabil? Pentru că păcatul niciodată nu te afectează doar pe tine, ci și pe cei din jurul tău. Uneori suntem victimele păcatului altuia din preajma noastră, din cercul nostru. Oricum, aceste întrebări aplicative sunt foarte de folos în umblarea noastră cu Domnul. Pentru că vedem clar că Dumnezeu a trimis, a întărit pe Eglon, împăratul Moabului, împotriva lui Israel, pentru că făcuseră ce nu plăcea Domnului. Uneori Dumnezeu întărește pe alții împotriva noastră, pentru că facem ce nu îi place lui. Și pasajul nostru merge mai departe. Eglon, împăratul Moabului, a strâns la el pe fiul lui Amon și pe amaleciți și a pornit. A bătut pe Israel și a luat cetatea finicilor. Observați, la acest judecător deja avem niște detalii istorice. Mult mai multe decât la Otniel. Oare de ce Duhul Sfânt al Dumnezeu le pune acolo? Eu cred că le pune pentru învățătura noastră. Să citim, să medităm la ele și să vedem ce ar putea să ne vorbească Dumnezeu din ele, din aceste detalii. Haideți să încercăm să facem lucrul acesta. Moab, Amon și Amalec sunt pomenite trei popoare. Cu ce ne ajută pe noi astăzi? E bine, ne poate ajuta. Pentru că Moab, Amon și Amalec sunt cei care au ales să umble după lucrurile firii, nu după lucrurile Duhului. Toți trei sunt înrudiți cu Israel. Moab și Amon sunt fiii lui Lot, rezultați din relația incestuoasă cu fiicele lui. Pentru că fetele lui Lot au ieșit din Sodoma, dar Sodoma n-a ieșit din ele, cum spunea cineva. Relația incestuoasă cu tatăl lor era dovada unui comportament învățat în Sodoma. Au ales trăirea după poftele firii, nu după poftele Duhului. Iar Amalec era fiul lui Esau, fratele lui Iacov, care și-a vândut dreptul de întâi născut pentru un blid de linte. În alte cuvinte, a disprețuit lucrurile valoroase de dragul poftelor firii. Oare la întâmplare aceste trei popoare se unesc? Moab, Amon și Amalec. Popoare tari în poftele trupului și slabe în poftele Duhului.
Poporul Israel în momentul lui Ehud era caracterizat de același lucru. Un popor slab în poftele Duhului și tare în poftele trupului, din păcate. De ce este importantă o astfel de observație? Vom vedea în câteva momente. Textul continuă și ne spune: copiii lui Israel au strigat către Domnul. O aparentă pocăință. Dar cum am spus în atâtea rânduri, pocăința lor era doar una izvorâtă din necaz, din insuportabilitatea greutăților. Nu era una profundă, izvorâtă din înțelegerea sfințeniei lui Dumnezeu. Iată imediat o întrebare aplicativă. Cum arată pocăința mea? Cum arată pocăința ta? Este doar una izvorâtă din necaz, din greutățile insuportabile pe care le resimți? Sau una reală, izvorâtă din înțelegerea sfințeniei lui Dumnezeu, din înțelegerea urăciunii păcatului? Pocăința autentică, o repet mereu, se definește ca fiind un regret sincer pentru păcatele săvârșite, o renunțare la ele și un angajament sincer de a trăi în ascultare de Hristos. Și întâmplarea, relatarea izbăvirii prin Ehud continuă. Și Domnul le-a ridicat un izbăvitor pe Ehud, fiul lui Gera, beniamitul, care nu se sluja de mâna dreaptă. Copiii lui Israel au trimis prin el un dar lui Eglon, împăratul Moabului. De ce avem parte de acest mic, aparent neimportant comentariu editorial? Pentru că în spatele lui se află o mare lecție de viață. Un Ehud, fiul lui Gera, beniamitul, care nu se sluja de mâna dreaptă. De ce ni se dă un astfel de detaliu în text? Are vreo relevanță pentru noi astăzi? Eu cred că da. Și anume, să punem lucrurile cap la cap. Într-un popor tare în poftele trupului și slab în poftele Duhului, Dumnezeu alege un om slab în poftele trupului, handicapat, și tare în poftele Duhului. Nu este uimitor modul în care lucrează Dumnezeu? Ia un om slab în puterile fizice, un om care nu se slujea de mâna dreaptă, ca să fie o lecție pentru un popor care punea preț pe poftele, pe puterea trupului. Dar mai este acolo un detaliu, Beniamin. Era din seminția lui Beniamin. Ce înseamnă Beniamin? Fiul mâinii mele drepte. În Genesa 35:18 ni se spune: și pe când își dădea ea, Rahela, sufletul, căci trăgea să moară, i-a pus numele Ben-Oni, fiul durerii mele, dar tatăl său l-a numit Beniamin, fiul dreptei. Are vreo relevanță? În economia lui Dumnezeu, da. Fiul lui Beniamin, fiul mâinii mele drepte, fiul lui Beniamin, care nu se poate folosi de mâna dreaptă. Fiul lui Beniamin erau ambidextri. Se puteau folosi de ambele mâini. De unde știm aceasta? Ne uităm în 1 Corinți, capitolul 12, versetul 2. Vedem acolo vitejii care dau ajutor lui David. Și ascultați ce se spune despre Beniamin. Erau arcași, cu mâna dreaptă și cu mâna stângă aruncau pietre, iar cu arcul trăgeau săgeți. Erau din Beniamin, din numărul fiilor lui Saul. Ehud, dintre fiii lui Beniamin, oameni ambidextri, care nu se poate folosi de mâna dreaptă? Ehud era un stângaci într-o seminție de oameni viteji care se foloseau de ambele mâini, el nici măcar nu se poate folosi de mâna dreaptă? În plus, stângacii în era antică erau disprețuiți, erau sub standardul normalității, erau defecți, erau siniștri. Cuvântul sinistru provine din limba latină, care înseamnă stângaci. Omul abil îndemânatic era numit dexter, adică dreptaci. În limba română avem și noi cuvântul dexter, dexteritate. Deci, în lumea de atunci, Ehud era privit ca fiind un om cu deficiențe, descalificat în ochii lumii și totuși ales de Dumnezeu.
Dumnezeu alege astfel de oameni, oameni care sunt ieșiți din competiția afirmării de sine, oameni care își văd limitările și sunt gata să se lase în mâna lui Dumnezeu. O puternică lecție de viață pentru oricare dintre noi. Moștenirea genetică își pierde puterea pe măsură ce te lupți pentru moștenirea divină. Hudson Taylor, misionarul deschizător de drumuri în China, spune așa: Dumnezeu m-a ales pentru că eram suficient de slab. Ești tu suficient de slab pentru ca Dumnezeu să te aleagă? Sau ești prea tare, prea conștient de tare, prea inteligent pentru ca Dumnezeu să se folosească de tine? Puținul este mult dacă îl pui la dispoziția lui Dumnezeu. Pentru că, am mai spus-o, Dumnezeu are înțelepciunea și plăcerea de a se folosi de lucrurile mici, slabe și disprețuite ale lumii, pentru a face lucruri mari, tari și prețuite. În alte cuvinte, nici tu nu ești prea mic și neînsemnat pentru ca Dumnezeu să poată face lucruri mari prin tine. Lasă-te în mâna Lui, mergi pe mâna Lui și nu vei fi dat de rușine. Și istoria noastră continuă, versetele 20 încolo. Ehud a început vorba cu el pe când stătea singur în odaia lui de vară și a zis: am un cuvânt din partea lui Dumnezeu pentru tine. Eglon s-a sculat de pe scaun. Atunci Ehud a întins mâna stângă, a scos sabia din partea dreaptă și a împlântat-o în pântece. Chiar și mânerul a intrat după fier și grăsimea s-a strâns în jurul fierului, căci n-a putut scoate sabia din pântece, ci a lăsat-o în trup așa cum o înfipsese. Un asasinat? Cum explicăm? Este asasinatul o metodă justificată de luptă? Povestea aceasta este atât de violentă încât unii teologi nu o pot reconcilia cu restul Scripturii. Astfel, unii dintre ei se scuză public condamnându-l pe Ehud, iar alții o folosesc doar ca pe o alegorie, nu ca pe un fapt real. Și alegoria de care se folosesc ei este următoarea. Sabia cu două tăișuri este cuvântul lui Dumnezeu, menționat în Evrei 4:12, care străpunge răul exemplificat prin grăsimea lui Eglon, iar măruntaile care îi se varsă reprezintă răul străpuns de cuvânt care părăsește trupul și așa mai departe. Această interpretare alegorică a povestirii lui Ehud pare puțin forțată. Și eu cred că Dumnezeu nu are nevoie să fie apărat sau scuzat înaintea oamenilor. Nu știu dacă am un răspuns satisfăcător pentru toată lumea la problema acestui asasinat, dar am câteva posibile răspunsuri care ar putea să satisfacă. 1. Dumnezeu face ce vrea. El este suveran. Doar El care poate crea viața are și dreptul să o ia. 2. În astfel de situații, să încercăm să nu aducem o gândire omenească într-o lume cerească. Noi nu avem întreaga perspectivă. Noi nu vedem lucrurile așa cum le vede Dumnezeu. Pavel în Romani 11:33 face o astfel de declarație: o, adâncul bogăției înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile Lui și cât de neînțelese sunt căile Lui. El este suveran, face ce vrea. Și de multe ori noi aducem o gândire omenească într-o lume cerească. 3. Dacă am înțelege situația de atunci, poate că nu am mai fi atât de radicali cu fapta lui Ehud. O presiune era grea, 18 ani. Eglon era un monstru. Poate cel mai bine înțeleg cei care au trăit evenimentele din 89. Sau cei câțiva care au mai rămas, care au trăit evenimentele celui de-al doilea război mondial. Poate că dacă am înțelege situația de atunci, poate că nu am mai fi atât de radicali cu fapta lui Ehud. Sau, un al patrulea posibil răspuns: ceea ce Scriptura consemnează nu înseamnă că și aprobă. Narațiunile consemnează ceea ce s-a întâmplat, nu neapărat ceea ce trebuia să se întâmple sau cum trebuia să se întâmple.
Indiferent pe care variantă de răspuns o acceptăm, cert este faptul că Dumnezeu le-a ridicat un izbăvitor pe Ehud. Ehud a fost omul zilei, ales de Dumnezeu. Cred că mai putem observa încă un lucru la acesta. Modul în care și-a pregătit totul. S-ar putea și aici să găsim o învățătură. Ehud și-a făcut o sabie cu două tăișuri, lungă de un cot, și-a încins-o pe sub haine, în partea dreaptă. A dat darul lui Eglon, împăratul Moabului. Eglon era un om foarte gras. Când a isprăvit de dat darul, a dat drumul oamenilor care l-aduseseră. El însuși s-a întors la pietrările de lângă Gilgal și a zis: Împărate, am să spun ceva în taină. Împăratul a zis: Tăcere! Și toți cei ce erau lângă el au ieșit afară. Ehud îl asasinează, după care iese prin tindă, a închis ușa de la odaia de sus, a tras zăvorul, a sunat din trâmbiță în muntele lui Efraim și au nimicit armata împăratului Moabului. Ce învățăm de aici, din toate aceste detalii, care pentru noi astăzi, aparent, n-avem ce să facem cu ele? La ce bun toate aceste detalii? Ei bine, poate pentru următorul lucru, pentru următoarea lecție de viață. Ehud își face tema de casă. Pe lângă curajul ieșit din comun, este un om care își dezvoltă un plan în detaliu și acționează asupra cauzei principale. Căpetenia coaliției, Eglon, împăratul Moabului. Acționează asupra cauzelor, nu asupra efectelor. Vedem un om care nu lucrează superficial după cum bate vântul. Oare câți dintre noi nu pornim în lucrarea lui Dumnezeu într-un mod superficial? Neplanificând, negândind nimic. Pașii făcuți de Ehud ar putea fi pentru noi o lecție de viață. Când Dumnezeu te cheamă la o lucrare pentru numele Lui, cum te prezinți? Cum te pregătești? Iată un Ehud, un om slab în poftele trupului, dar tare în poftele Duhului. Iată o poveste scurtă, plină de învățăminte pentru noi. Care sunt lucrurile care să le purtăm cu noi în viața acestui om?